Conducerea grupării de asociate de proprietari cu numărul 23 plus 27 din cartierul Suceveanu obține reclamă sumele mari pe care unii proprietari sunt obligați să le plătească pentru apă caldă și căldură. Administratorul asociației a sesizat la întâlnirea de la primărie a șefilor de asociații cu edilul șef Ion Lungu că în ciuda asigurărilor pe care termica le dă și conform cărora aparatele de măsură au fost reparate, la unele dintre blocuri consumurile sunt cu mult încărcate. El spune că în aceste condiții trebuie să dea socoteală locatarilor, deși nu știe ce lămuriri să le dea. Diriguitorul asociației din Opcine a dat ca exemplu situația în care se află proprietarii din blocul C10, care pe lângă cantitățile înregistrate cu apometrele din case, sunt obligați să achite fiecare facturi încărcate cu cantități mari de apă caldă. La blocul numărul 3, de la aceeași grupare de asociații, în condițiile în care se susține că gigacalorimetrul de branșament este în stare bună de funcționare, proprietarii s-au văzut puși în fața unor facturi enorme la încălzire. Directorul societății termică AESA, Silviu Gemănar, în replică a subliniat că este normal ca facturile pe lunile ianuarie și februarie să fie mai mari decât cele din luna decembrie, ținând cont de temperaturile foarte scăzute. Probleme deosebite în funcționarea centralei nu există. Stocurile de combustibil sunt 28.000 de tone de cărbune, 1.250.000 de tone de păcure. Stocuri care în mod normal ne ajung pentru o perioadă de aproximativ 25 de zile. O să mai aprovizionăm centrala în următoarele 15-20 de zile cu încă 20.000 de tone de cărbune. Probleme deosebite în funcționarea centralei, v-am spus, nu avem. Ca nivel de facturare, sigur, comparativ cu luna decembrie, ianuarie va fi în jur de 30% facturile mai ridicate, iar pentru februarie, dacă condițiile atmosferice persistă, la nivelul acesta, facturile vor fi cu 50% mai mari față de decembrie și cu 30% mai mari față de ianuarie.